dacă sună sincer, dacă o melodie sună sincer, e imposibil să nu sune bine. Numele meu e Raul Fozecaș, lumea mă știe de Foze, sunt lucrător de tineret la Asociația DAIS și designer multimedia. Pot să zic că sunt inginer de sunet și producător muzical. Am ajuns aici ca și voluntar, pentru că am fost rugat să vin să ajut cu o activitate muzicală. Cumva m-am lipit de toată treaba asta cu DAIS, mi-a plăcut super mult. Hai să încercăm să înregistrăm. Eu am comandat o placă de sunet de pe internet și am găsit în momentul ăla, nici nu știam mare lucru. Cumva mi-am dat seama că super pasionat și că îmi place și bă, ce tare! Am găsit ceva lemne aruncate de prin clădire, paturi vechi, tot felul de placaje. Am încercat să facem o cușcă acolo în care să înregistrăm voci. Eu am mai cântat cu Ultimul Nivel. Am înlocuit basistul original din trupa Ultimul Nivel, l-am înlocuit, am mai cântat cu diverse proiectele de prin Baia Mare. Unul la mână, Baia Mare acasă. M-am lipit și m-am îndrăgostit de Baia Mare, de felul în care sunt oamenii din Baia Mare, de felul în care arată orașul. În Baia Mare simt că am aer să respir și să mă dezvolt. Și eu consider, și asta zic mai multor oameni, că Baia Mare e pământ fertil. Îmi place să mai cred că hiturile pot să pornească și din Baia Mare, nu trebuie să fie Los Angeles sau Londra sau orice altceva. Și aici ar putea să vină artiști faimoși și să facă muzică. Sfatul meu e să, ca tinerii să fie sincer în muzica pe care o fac, să-și expună sentimentele exact așa cum simt ei că vor să o facă, pentru că dacă e o chestie reală și o chestie sinceră, și alți oameni vor rezona cu toate sentimentele alea.